Înregistrarea pentru astăzi, ne uităm prima dată la o partidă care va fi foarte utilă pentru dumneavoastră, referitoare la un sfat de deschidere. Sfatul respectiv spune așa: să nu scoate dama înainte la joc, înainte de a scoate toate piesele ușoare la luptă, da? Deci este foarte, foarte important ca să ținem cont, în primul rând, de reguli în deschidere, dar trebuie să ținem cont și de sfaturi. Sfaturile, vreau să faceți diferența dintre sfaturi și reguli. Regulile nu pot fi încălcate de nicio culoare. Dar sfaturile pot fi încălcate. De exemplu, când joci E4, asta este o apărare care se cheamă apărarea scandinavă. Și este jucată inclusiv de către foști campioni mondiali. Taci din gură! Taci că mă acoperi și pe mâini ceilalți nu își dau seama. Sigur, da? Deci, în momentul când reușești să găsești la damă un câmp unde ea nu mai poate fi hărțuită de piese adverse, e foarte bine să o scoți. De exemplu, dama la A5 poate fi hărțuită eventual de un pion la B4, dar asta înseamnă să dai un pion. Cel puțin în acest moment al partidei, albului nu-i convine. Dar, încă o dată, vă arăt acum o partidă jucată de Paul Morphy în 1863, deci acum cât, Doamne iartă-mă, sunt 161 de ani, în care adversarul lui, care se chema Jules Amou de Rivier sau Arnoux de Rivier, încalcă acest sfat de a scoate dama la joc și vom vedea. Cu această ocazie veți lua contact și cu un tip de deschidere care se cheamă gambit. Cine știe, ce este gambitul? Când ai un pion pentru dezvoltare mai exact. Deci un pion, chiar doi, chiar trei, câteodată de albus, nu mai se dezvoltă mai repede, pentru că negru pierde timp încercând să câștige acei pioni și rămâne în urmă cu dezvoltarea. Deci la E4, E5, cal F3, cal C6, nebun C4, apărarea italiană, da? Deschiderea italiană și de obicei negru are două continuări aici, cal F6 sau nebun C5. Amândouă sunt bune. Nebun C5 joacă în partidă. Bun. Și acum vreau să înțelegeți un lucru. De obicei eu cu albul am principiul de a lupta pentru centru. Și să lupt pentru centru de cele mai multe ori înseamnă să ocup centru cu cei doi pioni. Unul la E4 și unul la D4, practic să-mi fac plug de zăpadă. Dar dacă încerc, să zicem, să joc C3, ăsta nu se va juca ca băbălău A6 și eu pe urmă să pun lăbuța pe centru cu plugul de zăpadă, te va contraataca imediat cu aici cal F6 și deși se poate juca D4 și am să vă arăt mai târziu cu altă ocazie, am să vă arăt și o partidă în modelul acesta, totuși albul sacrifică un pion și ca să nu sacrifice un pion trebuie să joace D3 aici, dar jucând D3, poziția asta este foarte des jucată în partidele de mari maestri la ora actuală, veți vedea o astfel de poziție. Partida italiană în Gioco Piano. Dar, încă o dată, în partida de față, Paul Morphy, care este la alb, îi dă un pion negrului. Joacă B4. Acesta se cheamă gambitul Evans. Este un gambit inventat de către un capitan de vas englez, care așa se chema Evans. A fost și el un jucător destul de bun de șah. Și el, pentru că făcea tot timpul excursii, avea de lucru cu pe nava sa ani de zile la rând și erau ani de zile când el nu mai vedea, ca să spun așa, solul, nu mai apă vedea și ce să facă. A inventat această deschidere care știți care culmea ei este agreată de către calculator și la ora actuală. Calculatorul consideră că acest gambit este jucabil la alb.
nebunea pe B4, pentru că dacă joci nebun pe 6, adică refuz, poți să joci pe 5 și să... Deci nebunea pe B4, dar acum, atrăgând nebunul cu prețul unui pion, într-adevăr, pe un câmp unde pot să-l atac, împing C3 cu temp. Și după nebun C5, fac rocat. Și după D6, împing D4. Deci, efectiv, ce a făcut albul aici? A dat un pion, dar și-a făcut plugul de zăpadă. Centrul este al lui. Deci, încă o dată, cele trei reguli în deschidere sunt lupta pentru centru, prima, punerea regelui la adăpost și dezvoltarea pieselor rușale. Să știți că dacă joci cu albul este o ordine, dacă joci cu negru este o altă ordine, dacă joci cu albul este următoarea ordine. Lupta pentru centru, dezvoltarea pieselor rușale și punerea regelui la adăpost. Deci punerea regelui la adăpost este pe ultimul loc, pentru că de obicei când joci cu albul nu ți se atacă regele. Tu ești cel care atacă. Când ești cu negru, zice așa, lupta pentru centru, deși la negru este lupta pentru centru prima, dar a doua este punerea regelui la adăpost. Trebuie să-mi pun regele la adăpost, repede. Bun. Deci nebun B6, calc C3 și în acest moment poziția asta pusă pe calculator zice așa, albul are un mic avantaj, dar negru are o poziție foarte solidă și poate lupta cu brio, în primul rând pentru că are un pion în plus. Însă negru aici scoate damă. Damă F6. O mutare într-un fel foarte logică, încercând să fie foarte agresiv. Câte bătăi are negru pe acest pion? Păi are 3. Una, două, trei. Și el zice, mi-am dezvoltat dama cu tempo, pentru că tu n-ai decât două apărări. Și eventual trebuie să te aperi cu nebune 3. Însă de asta vă tot bat eu la cap și să puneți în aplicare ceea ce ați învățat. Sophie, scuză-mă, Elisa, când ai o piesă atacată, chiar dacă ai un pion, cum este cazul aici, care e primul lucru la care te uiți? La șahuri. Adică la contraatac. Șahul este un contraatac. Contraatacul este de fapt o mutare prin care tu crezi o amenințare mai mare decât ți-a creat-o ție adversarul. Și aici al doilea este dacă poți să bați tu, dar aici n-ai ce bate. A treia dacă poți să aperi. A patra e dacă poți să fugi. Da? A cincea e dacă poți să bagi ceva între damă și pion, să protejezi, poți să fugi. Dar dacă o iei pe logică, prima la care te uiți este contraatac. Asta face Paul Morphy aici, cal de 5. Zice, băi, ți-a scos dama, ai încălcat un sfat să-ți fie rușine. Pentru că tu degeaba ai trei bătăi, că n-ai cu ce să, domnul, să bați cu dama, eu să bat cu calul, să râd de tine, nu? Da, dama. Păi tocmai, dama trebuie să mute. Nu? Dar încă o dată, aceste câmpuri pe care a ieșit dama neagră sunt niște câmpuri unde poate fi tracasată de către piesele albe. Cal pe 4. Practic, acest cal și-a îmbunătățit pe pielea și pe spinarea damei negre poziția lui, foarte bună. De la C3 a ajuns la F4, adică cu tempo, tot timpul atacând dama. Dama înapoi. Și Paul Morphy, în acest moment, considerând că are totul pregătit și regele ăsta încă este în centrul tablei, cum faci să ataci un rege în centrul tablei? Trebuie, în primul rând, să îți deschizi coloane și diagonale. Hai să deschid o coloană, E5. Și zici, păi bine, dar am trei bătăi, tu n-ai decât două apărări. Păi bine, dar nu poți să bați. Deci după ce bate și după ce bate, dacă faci greșeala să bați, îți bat și acum se vede ce înseamnă rege în centrul tablei. Bye, da. Deci încă o dată, ăsta săracul bate odată, că dacă nu bate, băteam eu și oricum îți deschideam coloana și acum mut. Și zice, oricum nu ți-am deschis coloana aia. Pentru... Deci, ca să înțelegem, dacă joc aici, să zicem, un damă G6, îți bat.
oricum, din nou mi-am deschis coloana E pentru tun, va ateriza cu șah acolo, da? Și ți-ai stricat și structura de pion. De aceea, într-un fel, negru bate bine odată și după ce albul bate, nu mai bate a doua oară, nu pune botul, cum s-ar spune, joacă damă F5. Deci nu avem coloana E deschisă pentru turnulețul nostru. Cum o deschidem? Împingem. E6. Ceea ce îl silește din nou pe negru să danseze după cum îi joacă albul. Pentru că aici nu poți să stai să te uiți la el cum îți bala F7 cu șah și cal. Nu? Nu? Cam nebun în spate. Deci tu ori bați, ori împingi în față. Dar ce vede aici negru? Dacă bate, să zicem. Păi îți bat și îți bat. Din nou, nu numai că mi-a luat pionul înapoi, nu poți să faci rocadă mare, nu poți să faci rocadă mică, nu poți să-mi bați calul că din nou am turne 1, bye bye, damă, și am amenins cal G7, șah și damă, deci n-ai timp nici să scoți un cal pentru că îți dau șah și damă. Și atunci, de voie de nevoie, încă o dată, negru este silit să danseze după cum îi cântă albul și, efectiv, încearcă să păstreze coloana E închisă. Ce înseamnă asta? Că trebuie să împingă pion în față. Dar, Polmofi, din nou, hărțuiește damă. Deci dama asta este pe un câmp unde poate fi hărțuită de piesele albe. Cal H4. Damă C5, nebune 3. Și dintr-o dată negru își dă seama cu stupefacție că nu poate părăsi linia 5. De-aia am făcut săgeata asta roșie ca să o înțelegeți. Deci dacă cumva mă pune gaia să bat, urmează șah, n-ai decât G6, că dacă joci rege E7 intru, da? Și te-a luat gaia. Ești mat. Da? Iar dacă împingi, ce se întâmplă? Fac sacrificiu scurt. Dar nu-ți bat turnul. Din nou, ți-au pus șah, șah. Și ăsta e rege tras de mustăț în centru tablei. Și de coadă și de... Poate n-are coadă, de-aia am zis. Dar un rege de obicei are mustăți. Deci, încă o dată, negru observă aici cu stupefacție că dacă bate nebunul acesta, este vars. Nu poate pleca cu dama de pe linia 5-a pentru a opri acest damă H5-a. Damă G5. Ca F3 la loc. Dama 5. Nebunea pe B6. Damă ia pe B6. Observăm încă o dată, asta este o poziție tipică de consecințele scoaterii unei dame la joc timpuriu. Practic, ce vedem aici? Albul și-a scos toate piesele pe seama damei negre. Dacă ne uităm la negru, nu are decât o damă și un cap. Și un pion la F6, care mai bine nu era mutat. Mutate față de poziția inițială. Pe când albul și-a pus regele la altă poziție, făcând rocadă, da. Are scos și ambicai? Da. Are și nebunul scos? Da. Se trece la da, da, turnul ăla din A1, ce face? Încă doarme. Dar sunt poziții, Elisa, în care pur și simplu câteodată nici nu mai trebuie să mai dezvolți toate piesele. Dacă ai piese destul de dezvoltate pentru a trece și aici Polmofi trece la atacul final gândindu-se că de fapt nu trebuie turnul din A1 pe moment. Cal de 5, din nou atac dama, dama 5, cal de 2, amenis ce amenis? Cal B3. Să-ți iau dama. Deci încă o dată, dacă mă las să joc cal B3, pierzi dama. Cal D4, tot joc cal B3, calea pe B3, aia pe B3. Uite, Elisa, uite-te acolo, că mă întreba și acum 3 minute ce face turnul ăsta. Mai doarme turnul ăsta? Eu. Nu.
pe coloană semideschisă și atacă doamna damă. Damă C5 și șah. Și în acest moment negru cedează. Și acum vreau să-mi explicați mie de ce. Dacă joc rege F8, sunt mat într-o mutare. Checkmate, amigo. Dacă joc rege D8, urmează turnul din F1 la D1. Sau turnul din A1, amândouă. Turnul din A1 la D1 și nu mai e ce juca. Urmează șah prin descoperire, bye-bye down. Deci, efectiv, nu ai ce juca aici. Da? Chiar ai să zicem că mi-apăr dama, să nu o pierd prin calea pe F6. Deci, încă o dată, ca să înțelegeți, cale 7, cal F6, șah, nici nu știu ce să muți, trebuie să muți damă de 6, să nu fii mat. Nu? Dar ți-au dat cu turul. Da? Bun. Iar dacă joc B6, hai să ne uităm un pic, la adică pot să joc calea pe B6. Șah. Și dama ta tot rămâne neapărat. Așa. De aceea am înțeles în acest moment de ce după dama H5 practic negru cedează. Apropo, Maria, ce se întâmplă la G6? Cu atât mai mult dacă la rege de 8 aveam nevoie de o mutare ajutătoare turn de A de 1, acum nu mai am nevoie de nicio mutare ajutătoare, joc cal pe 6-7. Din nou, bye-bye. Ăsta este, cum se cheamă Maria atacul ăsta? Cal pe 6, dama ia pe G5. Zilisa, cum se cheamă? Zisilvule, cum se cheamă? Corect, atac prin descoperire. Deci, descoper atacul damei mele asupra damei negre. Calea pe F6 cu șah. Bun. Un mici exercițiu, ca să te văd. Negru la mutare. Ce este ăsta? Ultima linie sau deslegare? Negru fiind la mutare. Da. Ultima linie. Felicitări. Ce joci cu negru. Ca să profiți de faptul că albul nu și-a făcut luptul. Ștefan, o vezi? Felicitări. Dama ia pe F2. Și practic nu poți să bați că îți dau mat. Și practic, ca să scap de mat, trebuie să joci turn G1, nu? Zici, mi-apăr turnul și apăr și la G2. Și acum cum câștig material și practic albul poate ceda? Câte băteam pe asta? Două. Două, turnea pe D2. Deci, pe parcurs am doar două mutări, albul ia, negru ia albului, un turn și un pion. Imens. Da? Bun. Silvule, albul la mutare, ce procedeu tactic folosești? Deslegare sau ultima linie? Ultima linie, nu. E deslegare. Ce muta albul aici? Păi asta e deslegare. Deci ai dama legată total. Trebuie să mi-o dezleg. Deci turn de 8, mutare corectă, de aceea îți dau notă de trecere. Pentru că nu poți să bați, pentru că îți dau mat într-o mutare, da? Da. Checkmate. Dar dacă eu aici joc nebun B7, ce joc? Nu poate joc B7. Corect. Pentru că turnul acesta la rândul lui este legat total. Corect. Foarte bine. Maria, ești cu albul. Ce folosești? Ultima linie sau deslegare?
practic, ori îl dai mat, ori câștigi mult material, adică o piesă ușoară. Elisa, dacă te uiți așa, cu ochii pe peretele opus, să înțeleg că tu ai văzut deja rezolvarea și știi răspunsul. Zi, Elisa. Nu te uita cu ochii așa. Ca o căprioară cu albul. Albul câștigă cel puțin o piesă aici, ca să nu fie mat pe ultima linie. Deci este ultima linie. Zi, Ștefan. Nu e bine, dar... Zi, zi, Elis. Da, foarte bine. Nu, nu, e foarte bine. Nu contează. Nu contează. Hai, zi. Aia mai târziu, după ce bați altceva, zi, Ștefan. Exact, Elisa. Calea pe B7 și acum, într-adevăr, turnea pe D3. Pentru că în acest moment, acest turn de la D8 este o piesă supraîncărcată, așa se cheamă. Trebuie să apere și calul din D3, dar trebuie să apere și câmpul C8. Și atunci ai joci simplu turn ia pe D3. Și ăsta respiră pentru că îl trec apele și trebuie să fugă. Deci, încă o dată, toată lumea vede, nu? Da. Hai să-l mai auzim cum zice o dată, ok, checkmate. Checkmate. Deci, pentru a nu lua mat, eu cu negru trebuie să joc un tur pe 8. De Elisa, ce are albul aici? În plus. Bravo! Credeam că nu-l vezi. Și că te uiți după flori și mure prin pădure în Siberia. Da, în Siberia? Ia să vedem, mat în două mutări, Elisa. Nu, mari, că e cel mai ușor. Mat, cel mai ușor mat în două mutări. Care l-am... Deci avem încă câte maturi în două mutări avem? Una, două, patru maturi în două mutări și termină lecția. Trebuie neapărat să vă arăt și aceste maturi în două mutări pentru că le am de două lecții și tot nu am reușit să vi le arăt. Din cauza Elise, mat în două mutări, albul, zi Elise. Din cauza mea. Pentru că tu tot timpul întrebai câte mai avem, și eu ca să-ți răspund, cum îți răspund și acum, trece timpul. Zi, Mari. Zi, Elise. Ca să fie înțeles, la... Da, mai în 7. Deci, albul a câștigat poziția pentru că deja are o damă în plus. Da? Dar eu vreau să văd dacă vedeți mat în două mutări. Dame în 7 nu este mat. De ce? Pentru că fuge. Și D7 tot aia. Tot fuge. Cum îl faci pe regele negru unde îi dai 7 damă să nu poată fugi la G8? Stai, Ștefan, că știu că știi. Pe tine. Zi, Elisa, nu mă îngâna. Unde dai cu dama așa ca să nu poată regele fugii în spate, ceea ce v-am învățat, să-l tragem de mustă spre centrul tablei, nu să pugă înapoi după pionul din G7 să... Dama D5. Este o chestie, pot să vin aici. Și când vin apoi, repet. Nu, de ce nu vreți dama E8? E apărată de turn? Da. Adică nu poți să bag, vezi? Poți să bag aici? Nu. Unde poți să bag, Elisa? Doar în sus. Adică l-am tras pe domnul rege negru de mustață. Mat într-o mutare, Elisa. Ai două maturi. Bare una arată mie. Unul arată mie. Și unul mi-l arată colega ta, Mari. Nu știu dacă e bine că sunt... Nu contează. Patru mutări. Nu e decât o mutare, șac și mat.
Mat într-unul, Elis. Sigur. Ai două maturi cu dama asta. Dama. Dama. Șapte. Foarte bine. Mai zi, Mari, al doilea mat. Mai e bine aici? Îi dau drumul sau aici? Să știu prima dată, dama e 7, dar eu voiam să zic 6. E 6. A, deci e bine aici, mat? Sau ăsta e? Vezi că eu sunt hoțoman, încerc să te... A, ăsta e mat, Elis, bravo. Ăsta e mat, care vrei tu să-l zici. Dar dama pe 8, de ce nu-i bine, Mari? De ce nu-i mat? Poate să fugă. Nu. Nu poate să fugă. Eu... Ți-l omoară. Forțat. Ți-l... Ba nu, ar mai avea una. Nu mai da mai. Numai să nu fiu mat. Și ți-a trecut mat în două mutări. Într-adevăr, tot câștigat ai fi. Da? O, imensita, încă trei. Nu ți-am spus? Albul la mutare, Ștefan, zi. Mat în două mutări, hai să te văd. Hai că asta nu chiar așa ușoară ca aia de dinainte. Da, poți să spui, păi ești, sunt câștigat. Albul câștigă sau albul câștigă? Albul câștigă, cum să câștige negru? Deci, atenție! Păi tocmai e 1-0. Dacă eu îți dau șah aici, ia uite-te aici, și îți dau dama degeaba, eu ce ziceți? Materialul e suficient. Deci negru de nicio culoare nu poate să câștige poziția. Doar albul poate să câștige. Ce mută albul ca să dea mat în două mutări? Deci sunt de acord cu dumneavoastră, albul poate să câștige, dar vreau să dați mat în două mutări. Zici, Ștefan. Rege e 6. Sau șah, chiar dacă îți dau cal. Nu contează, nu iau mat în două mutări. Zi, Elisa. Dama G8. Dama G8, șah am de unde să fug. Exact. Și a doua unde? Zi, Silvia. Dama G7. Bravo. Asta este mutare. Fără șah. Dama G7. Îți atacă acest cal, dar nu e vorba că îți atacă acest cal. E vorba că te pun pe tine cu negru în țusvan. Ești în țusvan. Muz din cal, damă e 7 mat. Muz din rege, damă fe 7 mat. Da? Deci muz din cal, mat. Muz din rege, tot mat. Muz din rege, mat. Albul la mutare, mat în două mutări. Vreau mat arab de la dumneavoastră. Ia să văd, asta e ultima? Nu, mai e una. Da, e un mat arab. 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 Arabii, poporul arab este un popor. Arab. Arabia Saudită, auziți de țara asta? Nu, bineînțeles că nu. Nu, că sunteți la Sancte și astăzi e prima dată. Eu îți doresc când vei fi, când vei termina facultatea, să ai o groază de bani să te duci în Arabia Saudită într-un weekend. Într-o vacanță, de ce? Eu mă duc în... Cum e Ronaldo, da. Nu, să știi, Arabia Saudită e mai frumoasă ca... Mă rog, hai, cădem. Zi, Ștefan. Cal e 6. Foarte bine. Acest cal e 6. Calul aici oprește regele negru să plece din cușcă și indiferent ce muți cu, să zice că muta asta, zi. Zi. Foarte bine. Și ultimul exercițiu și vă las să jucați. Albul la mutare, mat în două mutări. Noapte bună, albul la mutare. Zi, Elisa. Noapte bună.
nu mai dormi. Nu. Ziceți, cum dați cu albul mat în două mutări aici? Accept răspuns de la oricare dintre dumneavoastră. Asta mi arată, da, zi. Turn 7. Foarte bine, ai văzut ideea. Dar chestia e că scapă bolovanul. Elisa, ești la un pas de găsirea răspunsului corect. Cum îl faci pe regele negru să nu scape la ghișas? Împiedică-l întâi cu o mutare și pe urmă dă-i turne 7. Indiferent ce arunc. Ai văzut ce înseamnă să identifici problema corect? Deci după acest F5, spuneți-mi și mie ce poate negru să joace ca să oprească turne 7. Nu dama e 7, la dama e 7 are rege G8. Dar cum oprești turne 7? N-ai cum. Efectiv. Felicitări, Elisa!